Ei bine, am să rog să, da, să opriți înregistrarea, deoarece am să vă prezint transcriptor, adică transcrierea acestei înregistrări sonore. Igor Dodon, iar umblați cu culioasele, Vladimir Plahotniuc, eu nu știu cât Costea mi-a dat. Igor Dodon, dați-i lui Costea și mâine o să-i dea lui Cornel, pentru că eu, la 5 zbor, el trebuie să dea salariile. Vladimir Plahotniuc, adresându-se către Iaralov, ia, adai Costi, transmite-i lui Costea. Vladimir Plahotniuc, el trebuie să-i dea lui Cornel? Igor Dodon, da, ei între dânșii se vor lămuri. Anume, această discuție se conține în această secvență video. Urmarea celor menționate și a probii video prezentate mai sus, dar și a altor cazuri de corupție în care figurează Igor Dodon și unii reprezentanți ai PSRM, cum ar fi cel cu operațiunea Bahamas, fac un apel respectuos către deputații Parlamentului nostru să purceadă neîntârziat la următoarele acțiuni. 1. Inițierea procedurii de suspendare din funcție a șefului statului de către Parlament în conformitate cu prevederile articolelor 89 și 90 din Constituție și luarea